Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Realității Auto de pe piața germană. În episodul de azi, Mazda. Sunt undeva în apropiere de Ulm, unde am venit la acest parc auto, interesat fiind de Mazda 3 BL. Și m-am gândit să vă prezint și dumneavoastră oferta de mașini relate a acestui parc. Este o mică reprezentanță Mazda. Deci mașinile vor fi cât de cât verificate și în regulă. Mazda este o marcă foarte iubită chiar și în Germania și este foarte recunoscută pentru fiabilitatea ei. Așa că este o mașină de foarte mare interes chiar și pentru piața locală de aici, dar sper și pentru cei care sunt acasă în România și sunt în căutare unei mașini japoneze. Dar haideți să vedem împreună ce putem găsi în acest parc auto. Și începem cu aceasta Mazda 6. Variantă cu facelift, arată foarte, foarte bine. Vine cu senzor de parcare în față și cu farul cu lupă. Să dăm o tură în jurul acestei mașini. Este combi, varianta de caroserie preferată în Germania. După cum poate știți, aici variantele de caroserie, limuzine sau berline, nu prea sunt căutate mai deloc, mai ales pentru mașinile de familie. Avem senzor de parcare și în spate, avem două guri de eșapament. Și să o vedem și la interior și apoi să vedem prețul. Interiorul se prezintă foarte îngrijit, avem o cutie manuală în 6 rapoarte. Și aflăm despre acest model, care are 147 de cai putere, este pe benzină, mașina este din 2009 și are 88.000 de kilometri la bord și costă acum, după cum se poate vedea acolo jos, 8.990 euro. Mai departe avem 3 Mazda 3 BL. Să vedem pe aceasta pe prima. Prima este interesantă prin faptul că vine cu o caroserie de tip limuzine sau berlină, adică portbagajul va fi mult mai încăpător decât la o variantă obișnuită hatchback. Vine cu faruri cu lupă, cu halogen, se găsește foarte mult, foarte des și varianta cu farul cu xenon. De obicei aceste mașini au fost destul de bine echipate. Iată la interior, avem o cutie manuală în 5 rapoarte, interiorul este foarte, foarte curat, foarte îngrijit. Iată aici la interior. De jur împrejur se prezintă bine. Haideți să vedem cum arată și pe dedesubt. Pe dedesubt pare să prezinte destul de bine și aceasta. Avem aici o mică zgârietură pe bară, dar nimic deosebit. Și deja să aflăm detaliile acestei mașini. Și vom afla că are 105 cai putere, are motorul de 1.6 pe benzină, este din 2013, are 51.000 de kilometri la bord și costă 7.990 euro. Această Mazda 3 aflată aici este motivul pentru care am și venit la acest parc auto, deoarece în acest moment sunt căutarea unui astfel de model cu motorul de 2 litri pe benzină de 150 de cai putere. Haideți să vă arăt ce am descoperit despre această mașină. La exterior, la prima vedere, se prezintă foarte, foarte bine, este îngrijită. Să vă arăt cauciucurile care sunt cam mâncate, părerea mea. Discurile sunt ruginite deoarece stau de ceva vreme, dar nu au cine știe ce cant, de fapt nu au mai deloc. Plăcuțele de frână sunt cam tocite. Să vă spun deja și detaliile. 151 de cai putere, este din 2010, are doar 33.000 de kilometri la bord și costă 7.990 euro. Motorul este de 2 litri pe benzină. Îmi place la aceste Mazda 3 că vin cu sistem de dezghețare al parbrizului. Avem rezistențe de încălzire în parbriz, deci iarna nu va trebui ca să stăm să rașchetăm gheață de pe parbriz. La interior se prezintă în regulă, este îngrijită. Arată foarte, foarte bine. La fel și de aici și din spate. Însă, ce nu-mi place mie la această mașină
sunt lucrurile următoare. Avem senzor de parcare în spate, dar mai rău este dedesubt. Și anume, iată câtă multă rugină avem aici pe aceste brațe ale suspensiei. La fel și aici pe această parte. Avem destul de multă rugină pe brațe. De altfel, este un lucru destul de cunoscut faptul că aceste mașini, deși au motoarele extraordinar de fiabile, au deseori probleme cu rugina de dedesubt. Ce am mai descoperit la această mașină? Aici. Am observat că vopseaua este un pic mai grunjoasă pe această porțiune, nu este la fel de fină și de asemenea când dau cu mâna se observă că portiera este ieșită, nu este pe aceeași linie a caroseriei. Să încerc cumva să fac să se vadă. Iată. Această mașină a avut aici o reparație. Dar în rest se prezintă destul de bine. Este o mașină care arată foarte, foarte bine. Acum vă cer și părerea dumneavoastră. Ce credeți despre exact acest model? Merită sau problemele sunt mult prea mari? Vă aștept mai jos, în secțiunea de comentarii. Iată aici, încă o Mazda 3 BL. Iată cum se prezintă din jur. Nu știu de ce stă așa un picuț capota. Îmi lasă impresia de deschis mie. Să vedem cum arată. Evident, foarte, foarte îngrijită și aceasta. Aflăm despre ea. Că este din 2011, are 102.000 km la bord. Motor de 1.6 de 105 cai putere pe benzină. Cutie manuală cu 5 trepte și costă 8.970 euro. Iată cum se prezintă la interior aici. Foarte, foarte plăcută. În spate și ea arată bine, nu avem zgrieturi sau alte defecte și să vedem și brațele suspensiei, să le putem compara. Iată cum se prezintă aici. Mult mai bine față de cealaltă, însă eu mă interesez de motorizarea de 2 litri. Și aceasta este o mașină foarte, foarte bine îngrijită. Haideți să vedem și câteva Mazda 2, mașini mici pentru oraș. Iată cum se prezintă și aceasta. Foarte, foarte bine. Să vedem la interior. Interiorul curat, îngrijit. Sunt și aceste mașini foarte fiabile. Are câteva mici zgârieturi, dar nimic deosebit. Nu avem senzor de parcare în spate, însă fiind o mașină de dimensiuni foarte mici, cred că se poate parca foarte, foarte ușor. Chiar și fără a avea sisteme de asistență la parcare. Ce avem aici? Aici avem doar un găinaț. Aflăm despre această mașină următoarele detalii. Și anume că are 84 de cai putere dintr-un motor de 1.4, este din 2013, are doar 60.000 de km la bord și costă 7.970 euro. Aici avem o Mazda 2 foarte, foarte roșie, însă observăm că bara nu stă tocmai bine. Aici avem distanțe inegale. Să o vedem la interior. Avem, în mod surprinzător, o cutie automată, după cum se poate vedea acolo. Însă interiorul este foarte, foarte îngrijit.
Iată cum se plezdește din jur, fără defecte de ordin estetic. Și să încercăm să-i aflăm detaliile. Pe partea aceasta stă mult mai bine îmbinată bara. Aflăm despre această mașinuță. Că are 102 cai putere, motor de 1.5, este din 2014, are doar 18.000 de kilometri la bord și costă 9.970 euro. Precursoarea Mazdei 3 BL este aceasta, care vine cu aceste faruri cu xenon. Pare să prezinte destul de bine, pentru dată fiind vechimea ei. Atunci cum se prezintă aici în jur. Nu avem senzor de parcare. Și să vedem cum se prezintă aceasta pe dedesubt. Iată, destul de bine. Să mergem să vedem interiorul. Interiorul și aici este destul de curat. Cutia este manuală în 5 rapoarte. Și aflăm că este o mașină din 2009. Are 115.000 km la bord. Are 105 cai putere, motorul de 1.6 și costă 6.970 euro. Farul acesta, în schimb, este ușor mătuit. Nu știu dacă se vede cumva pe filmare. Avem aici, în acest parc auto, și trei mașini care sunt altceva. Un mic Renault, un Polo și un BMW seria 1. Haideți să începem cu acest Polo, să-i aflăm detaliile. Se prezintă destul de bine și aceasta. Vine cu motor de 1.2 FSI, de 90 de cai putere, pe benzină, este din 2013, are 88.000 de km la bord și costă 8.490 euro. Iată interiorul. Mie recunosc că nu-mi place scaunul, șoferului mi se pare murdar. Văd niște pete albastre pe el. Cutia este manuală în 5 rapoarte. Iată cum se prezintă din jur. Este în regulă, câteva mici zgârieturi superficiale pe bară. Dar în general nu se prezintă tocmai rău. Haideți să vedem și acest Renault Twingo. Tot o mașină de oraș pentru utilizare cotidiană. La interior se prezintă în regulă, este îngrijit, cutia este manual în 5 rapoarte. Iată cum se prezintă dejun împrejur. Este foarte înaltă. De asemenea, vine aici cu un soft top. Deci avem, aproape că avem o decapotabilă. Botul este foarte, foarte scurt. Avem aici o mică zgârietură. Și aflăm despre această mașină. Că este din 2016. Are 71 de cai putere, deci motor de 1 litru pe benzină. Are 61.000 de km la bord și costă acum 7.490 euro. Ce SUV de la Mazda, care vine cu senzor de parcare în față. Să vedem cum arată și de jur împrejur. Pare să prezinte destul de bine. Farurile încep să se mătuiască aici în partea superioară. La nivelul caroseriei este îngrijită, este în regulă. Pe partea aceasta nu sunt zgârieturi. Avem senzor de parcare în spate. Avem inscripția diesel. De asemenea și de pe această parte se prezintă destul de bine. La interior vedem că este curată. Vedem o cutie manuală în 6 rapoarte.
și detaliile acestei mașini. Și anume, motor de 2,2 litri diesel de 150 de cai putere, mașina este din 2012, are doar 53.300 de km la bord și costă acum 12.990 euro. Ce părere aveți de prețul acestei mașini? Și terminăm prezentarea cu cea mai scumpă mașină din acest parc auto, și anume cu un BMW seria 1, care vine cu aceste faruri simple cu halogen, cu sensul de parcare în față, arată foarte bine, are o culoare foarte, foarte plăcută și este foarte, foarte îngrijită. Iată cât de bine poate să arate. Avem senzor de parcare și în spate, un cârlig de remorcare, folosit în Germania în general pentru a se monta suporturi de cărat biciclete, nu pentru a se tracta lucruri. Chiar și eu mă interesez de un astfel de cârlig să-mi montez pe mașina mea pentru a-mi putea lua bicicleta cu mine când merg la plimbări. Să vedem cum arată și la interior. Iată, foarte îngrijită, cutia manuală în 6 rapoarte și detaliile acestei mașini. Și anume, are 136 de cai putere, motor de 1,5 litri, este din 2015, are doar 46.000 de km la bord și costă 15.890 euro. Aceasta a fost prezentarea de pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Vă aștept mai jos în secțiunea de comentarii cu impresiile pe care vi le-au lăsat aceste mașini. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Și vă spun la revedere și pa, pa!